Oh, mamă, cât de bine miroase! Bine, mi-a venit și abul în față. Băi, oameni buni! Supă de fasole, supă, cremă de fasole, puțin mai lichid așa, pentru că, de, așa îmi place. Sau așa mi-a ieșit. Bine, nu, glumesc. Oricum o să se lege puțin mai târziu când se răcește. Dar, uai de capul meu, dacă n-ați gătit până în momentul de față, eu zic să nu mai stați pe gânduri. Musai de pus în farfurie, musai de gătit, musai de mâncat, musai de gustat. Vai de capul meu că de-abia aștept. Începem frumos cu legumele. Avem nevoie de o ceapă medie, nici prea mare, nici prea mică, pe care o tăiem cu bulețe. Prima dată fâșiuțe, după care cu bulețe sau brunoas, cum zice bunica. O bucățică de țelină și asta tăiată cu bulețe, un morcov și un ardei capia, ardeiul mai măricel. Ne ajută foarte mult la culoare. Mai avem nevoie de o legătură babane de pătrunjel și una de mărar. Partea verde o păstrăm pentru final. Tăiem și codițele astea în bucățele mai micuțe. Vrem să le peripelim puțin, vrem să le prăjim, să le înăbușim cu legumele alea, să-și lase gustul în supa noastră. Apelăm și la vreo 10 căței de usturoi pe care îi zdrobim și trecem odată cuțitul prin ei. Și am ajuns la partea cea mai interesantă. Trebuie să folosim ceva grăsime, nu? Eu de data asta o să merg pe ceva slănină afumată, slănină de mangaliță, cu boia. Vreo 3 feliuțe, 4 dintre astea cred că sunt suficiente. Tăiem frumușel și pasta cu bulețe ca să se topească mai repede, să obținem untură. Și m-am gândit eu destul de binișor, o să mai pun și ceva costiță afumată. Vreau să am un gust mai intens de afumătură în supa asta. Astea două felii de costiță cred că sunt suficiente. La fel tăiată cu bulețe. Încingem frumos o oală de fontă în cazul de față. Prima dată venim cu slănina și cu costița asta. Le plimbăm vreo 2-3 minute pe aici sau până obținem ceva unturică, după care venim cu legumele tăiate cu bulețe. Le plimbăm și pe astea până oală undeva la 5-6 minute, să le facem cunoștință cu slănina, cu costița afumată, să le înmuriem, adăugăm puțin cimbru de ăsta de-al nostru românesc și acoperim cu apă. Lăsăm la fiert undeva la 10-12 minute, după care venim cu fasolica, fasole din conservă, ca să nu ne complicăm prea tare, da? Mai lăsăm și fasolea asta să fiarbă împreună cu legumele undeva la 10-12 minute, cu capac ar fi indicat, ca să ne mișcăm mai repede. Verificăm, ne asigurăm că legumele sunt fierte, după care dăm cu sare. Asta o pune și voi după gust, bineînțeles. Blenderul în acțiune și începem să blendăm, să pasăm până obținem consistența dorită. Dacă vreți o supă foarte fină, o puteți da prin sită. Mamă, ia uitați-vă ce culoare frumoasă a prins. Îi mai lichidă în cazul de față, dar o puteți fierbe până ajungeți din nou la cremozitatea care vă place vouă. Eu o să mai las la bolborosit undeva la 7-8 minute. Între timp, musai să adaug și puțin piper proaspăt râșnic. Băi, oameni buni, asta a fost supa. Hai să punem în farfurie și să mâncăm. O lecuță de topping, dacă vreți și voi. Am tras aici la tigăița asta câteva bucățele de costiță cu niște pastă de tomate fix în mijloc, doar că se cam duc la fund. Nu prea contează, nu mă interesează. Îs acolo și musai cu ceapă de asta roșie, rondele. Și băi, oameni buni, gata, supa, cremă de fasole. Hai să vedem ce am făcut, că deja nu mai... Da, o felie de pâine prăjită parcă mergea, dar mă rog, mai târziu vreau să văd cum e așa, simplă, cu costița aia, cu pasta de tomate și cu ceapă. Luăm câte puțin din fiecare, căutăm pe aici, bine, o dăm de-a dura pe costiță, ceapă am nimerit și puțină verdeață, doar că vă imaginați, nu? Frige. Și cred că frige rău, nu glumă, nici n-am așteptat să se răcească. Mă scuzați dacă sorb, dar nu pot altfel. Mamă, zici că e ciorba aia clasică de fasole, dar cu un gust foarte proeminent de fasole. Am blendat-o, n-are legătură cu fasolea bătută, cu toate că am folosit aici și niște pastă de tomate. Am pus mai multe legume. Băi, oameni buni, îi... destul de simplă, dar gustul, adevărul că preparatele astea simple sunt cele mai gustoase. Și asta chiar e sănătoasă. Dacă dăm și costița aia la o parte, mă rog, hei, de post, vegan. Dacă. Dar musai cu ceapă. Și musai cu pâine. Bye bye. Mă bucur că ați trecut la mine prin bucătărie. Uitați și voi cu ce v-am așteptat. Sper să încercați. Musai, neapărat. Îi de neratat, bă băiatule. Și slănina aia afumată cu bucățelele alea de costiță care au fost blendate.
Vai de capul meu, a dat gust cum trebuie. Neapărat pâine, bye bye. Din nou, bye bye. Ciao, ciao, arrivederci. M-am emoționat, ce să fac.